Salutare toată lumea, eu sunt Felix și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Că vă place foarte mult, rupeți butonul de copil pe multe episoade și astăzi o jucăm Brawl Stars, după cum vedeți și pe ecran. Și a apărut un brarel nou, se cheamă domnul P, cred că de la Penguin. Înțeleg, pare un brawl foarte șmecher. Acum ce m-am gândit eu, pentru că sunt gamer, acum când am intrat eu în șopilică, iată așa am găsit eu un șopilică. Poți să-l achiziționăm pe domnul P și avem și 5 megaboxuri. Scrieți în comentarii câte megaboxuri aveți voi, că nu știu dacă diferă, că am văzut că s-au schimbat câteva lucruri. Dar în afară de asta, noi avem 141 de Brawl Box-uri și vreau să văd dacă cumva avem noroc să ne pice domnul P din Brawl Box-uri. Așa că rupeți butonul de like ca să-mi poarte noroc și hai să deschidem. Deci și 4 din alea Big Boxes. Ar fi foarte jmen să ne pice din Mega Box. Nu din Mega Box, scuze, din Big Box, nu vreau, din Mega Box vreau să-mi pice Star Power? Hai să vedem. Deschidem primul. 83 și nimic. Haide, fraților, mamă, deci aș vrea să-mi pice brawler-ul. Oricum, un singur lucru este clar. Facem o grămadă de bani. Din banii pe care i-am, ce aș putea eu să fac? Stai, să dau la brawler, să vedem ce Star Power are domnul P. Mr. Power Suitcase Bounce and Burst. Aruncă cu valiza aia în cap la un om. Deci o să deschid așa vreo 30 de sau mai multe de cutii să vedem dacă ne pică. Poate avem și noi noroc. Ar fi foarte fain să ne pice, că în afară de asta nu are ce să ne pice decât bani. Și bani și Star Power. Ar fi foarte fain să ne pice Star Power, deoarece brawlerii noștri au o sete de Star Power. Nu prea avem Star Power, ce este drept. Nu producem bine pe partea cu Star Power. Cred că am la mai puțin de un sfert din brawler. Haide, am să deschid. Dar am o întrebare, dacă dau la brawler, nu, dacă dau la shop și dacă dau aici la șansă, deci avem șansă pentru Mythic Brawl 0.2615. O să vreau să văd dacă crește. Deci foarte important să văd dacă crește, ca să văd dacă se merită. Ok, când pică ceva nou. Haide, fraților, că facem bani, dar uitați câți bani avem, 3000 și ceva. O, stai, ce am dat? Pe ce am dat? Bă, frate. 2615 era. Ia să vedem cât era. Cât este acum? Tot o mai crescut sau e la fel? Nu știu, 615. Bă, hai să mai deschid 10 box-uri și dacă nu crește, atunci am prins-o care-i faza. Este posibil șansele să nu-ți crească când deschizi box-uri din astea simple. Că așa este Super Sally. Bă, Super Sally! Deschid în continuu și nu păcă nimic. Na. Super Sally! Nu pică brawler-ul! Pică urma de bani. Oricum am spus că deschid până la 100 de cutii. Ciuciu. Pică un ciuciu, pică urma de bani, ceea ce bine. Urma de bani, ceea ce sunt super bineveniți. Da, nu m-a bănuț. Haideți să știți cum o să facem. Pentru că vreau să-l și maxez dacă se poate. Așa că o să-l cumpărăm din shop. Am încercat, după cum vedeți, nu a crescut. Ne-a crescut șansa 2615, n-a crescut șansa deloc. Oricum, dacă deschidem 5 mega box-uri, avem șansă mare să ne pice Star Power. Așa că vreau să vedem cât putem să creștem din 100 de box-uri. O să mergem să-l cumpărăm din shop cu 350. Perfect, avem niște gemuri acum. Și haideți să îl cumpărăm. Bui. Așa, domnul P. P este discrans, like... Ok, perfect. Acum, ce vreau să fac eu? Perfect. Și că l-am pus pe domnul P, ce vreau să fac acum este să mă gândesc pe care brawler o să mai crezi, deoarece e posibil să primesc un Star Power. Care brawler îi mai folosesc eu? Pentru că... mai creștem așa puțin, că vedem că în afară de domnul P, putem oricare să-i maxăm. Pe care mai folosesc? Care place mie? Care-și fain brawler, fain de maxat ăsta, da? Ăsta, da? Păi de să... Care brawler să mai fain de maxat? Mai fain, văd că l-am la nivelul 1 pe ăsta. Uite, pe ăsta vreau să... Asta vreau să maxez. Asta vreau să maxez. Pot să maxez? Am și maxat-o. Mă doar să-mi pice Star Power, perfect. Câți bani mai am și... Pe... Câți bani mai am? 2400. Max-ul, mai dăm un continuu, că bani mai facem. Pe cine putem să mai maxăm noi? Să-l maxăm și pe ăsta. Nu știu dacă am bani destui ca să-l maxez, dar am să-i dau cât intră. Nu mai am 250, mai am 701. Și acum o să deschidem
că o să ne pice o grămadă la domnul P. Și după aceea o să pur și simplu o să deschidem cele 5 mega boxuri, după ce facem joculeț sau două. Așa. Ce mi-aș dori e să împice un Star Power, să fim serioși. Deci Star Power e clar că o să împice din cele 5 mega boxuri, că dacă nu pică din 5 mega boxuri Star Power, Supercell are o problemă. Dar în afară de asta eu am nevoie să-l măresc cât mai mult pe domnul P. Poate că se merita mai mult să-l cumpăr direct și după aceea să deschid. Dar asta este. Oricum e clar că vreau și Star Power la domnul P. Mamă, câte cutii am de deschis. Cred că o să fac un joc cu el. Să văd care e faza. Să mai creștem așa puțin. Așa. Ia să vedem, să mergem puțin aici și să facem pe ăsta la level 9. Așa, maxăm. Perfect, maxăm toți brawl-ul. Și aici la domnul P putem să-l creștem puțin. Așa. Mai deschidem câteva cutii, să-l mai creștem la nivelul 5 și după aceea o să ne jucăm un joculeț cu el. Și după aceea să deschidem și celelalte lucruri. Oh, token doubler! Cât de mult îmi place mie token doubler! Un star power, fraților, dați-mi un star power, că am văzut câți brawler înfometați am! Ia să vedem. Dau puțin mai încet la sunet. Așa. Perfect. Cât mai am? Perfect, atâta. Atâta am zis și acum mai deschidem după. Intrăm la brawler. Pe domnul P mai creștem puțin. Domnul P se pare că nu are damage așa de mare. Cu ce să jucăm? Hai să jucăm în hot zone, să vedem care e faza. Bun. 6 din 6 din prima. Sigur o să mai joace mulți cu nou brawler, dar o să jucăm și noi. Ah, numai eu joc. Nu-l aveți, fraților? Să văd. Nu cam știu cum se joacă, trebuia să încerc. Opa. O, arunc cu ficiderul. Opa. Arunc cu un ficider, cu valiza, cu ce arunc? O, ce damage are fratele meu. Boom. Poți să mai pună din asta? Nu, una pot să pun. Deci se pare că ultimata aruncă cu niște furnicuțe. Da, așa, niște furnicuțe care merg. Nu pot să-mi explic. Oh, îmi place. Îmi place brawl-ul ăsta. Băi, ești destul de fain. Vedem acum cum o să jucăm și la solo showdown. Că în rest pare foarte fain. O arunc cu ficider în cap la oameni. Și se pare că în nou mod The Hot Zone, pur și simplu ce trebuie să fac este să stau cât de mult aici, să adun nu știu ce puncticele. Ia frigider și turnita, că e bun frigiderul. A, n-au damage așa de mare decât când vine cu frigiderul. Uite, când vin frigidere în cap, frigiderul e foarte fain în locul ăsta așa mai strâmb, deoarece dă și în stânga și în dreapta. Uite, știu, ia frigider în cap. Îmi place că ăștia se pricep să joace, tot prin partea aia vin. Ia frigidere. E frigiderul ăsta puternic. Da. Deci eu când dau cu frigiderul, dă și în spate și în față, uitați-vă. Și dau o grămadă de damage. Double points. Oh, nu. Vine asta cu freza aia, stai să mă duc în spate să mă refac. Deci se pare că trebuie să fim toți trei în zona asta, că dacă nu suntem toți trei, nu ne dă puncte. Deci nu poți fi doar un brawler, trebuie să fie toți și trei brawler aici, cred, nu știu, vedem. Mai vedem când ne jucăm. Mamă, dai batem, nici măcar un punct n-or făcut, îi rupem. Îi rupem, fraților. Mamă, n-am nicio șansă. Faceți voi un punct azi. 0 puncte, bravo. Bravo, băieți. Bă, interesantă zona asta. Cred că dacă ești cu brawler care au damage mare și ai prins centru, nu mai au ce să facă ceilalți. Ah, poate mai deschidem o cutie. Mai să vedem acum. Deci pur și simplu vreau să deschid aceste cutii, să-l creștem pe domnul P și poate să ne pice și un cum se cheamă, un Star Power. În afară de domnul P, cam toți brawlerii pot să spun că îi avem maxoți. Aproape. Bine, în afară de faptul că trebuie să mai băgăm câteva moneduțe. Mamă, cât de greu e de deschis. Cât de greu e de deschis. Dar poate am șansa mai multă. Cât are domnul P? Bă, haideți să deschidă cele 5 mega box-uri să vedem ce ne pică, că se mișcă cam încet ăștia. Hai să vedem puțin la brolar. De 6 brolar mai am de maxat. Mai am pe Tic, pe Genie, pe Sandy și pe MZ și pe 8-bit. Atâta. Haide, fraților, să deschidem, că uite să vedem ce Star Power ne pică.
Haide, țineți-mi pumnii și scrieți toți în comentarii: Star Power! Star Power! Și în caz de vă întrebați de ce nu am deschis prima oară Mega Box-ul și după aceea, ca să-mi pice de aici Mr. P, pentru ca să-l și cresc pe domnul P cât mai sus. Așa că țineți-mi pumnii să vedem ce pică, deci noi vrem Star Power! Hai să vedem. Ok, hai, bani. Domnul P. Ok. Ah, vrem Star Power! Haide. Nu, niciun Star Power. E cu 3. 3 înseamnă Star Power? Bă, fraților, deci 5 megabox-uri, să-mi pici și mie un Star Power. Vedeți cât de Star Power mai am nevoie? Dacă nu o să am monede la un moment dat foarte multe și cumpărăm de pe shop, că n-avem ce să facem. 305, o grămadă de bani. O grămadă la domnul P, ceea ce este foarte bine. Event tickets, token doubler și așa. Câte mai am deschis? Una sau două? Avem nevoie de Star Power urgent și unguent. 217? Este primul Star Power. Primul Star Power în sfârșit. Deci foarte bucuros că avem un Star Power. Ia să vedem, să vedem. Aș vrea foarte mult la Shelly, dar vedem la care pică. Oh, și la asta e bun, la Penny. Numai ce am upgradat-o. E bine, frate, chiar o folosesc pe Penny. Bravo, fraților. Și ultimul Mega Box, acum au picat Star Power, nu cred că are cum să-ți pice Star Power după Star Power, dar vedem. Destul de mulți bani. Și 5 token rabluri, mersi, viața. Acum vreau să-l maxez, să vedem cât de multă... Brawler... Cât de mult îl putem crește pe domnul P. Ok. Se pare că acum îl putem maxa, este la nivelul 8. Noi putem să-l facem cur la nivelul 9 pe acest mitic. Mamă, ce tare. Dacă dau la Brolar cu banii cum stau 613. Ce-mi trebuie mie, ce am vrut să fac, am uitat. Vă jucăm și cu Penny curând. Deci stăm cam bine. Vedeți, mai trebuie 6 Brawler să-i maxez. Și destul de ușor, presupun. Hai să încercăm la Showdown, să vedem cum ne sucăm solo Showdown cu domnul P. Cred că ce trebuie să fac este să iau tokenul la doubler-ul de 89, să vedem dacă nu mai pică din Star Power, din boxuri. Nu știu cât de bine se descurcă la solo showdown. Damage-ul pare mare. Cine acolo? Nu! Ok, i-am bătut. Cam greu a fost. Am pus chestia acolo deoarece mi-a fost frică. Recunosc că mi-a fost frică. Bă, damage-ul are mare. Ha, ce-i bat pe toți! Bine, și Star Power of nivelul 8. Cine a dat în ăsta? Uite aici. Bă, te pui cu mine? E un showdown. Îl bat pe domnul Tic, ha? Domnul Tic! Bă, fraților, foarte fain e brawl-ul ăsta. Dă ca din tren, pot să spun. Am mai deschid niște cutii. Nu știu dacă reușim să-l maxăm, dar hai să mai deschidem. Că îmi place. Oricum, lucru pe care trebuie să-l iau cât de curând se poate, dacă îmi pică ăsta... Token doubler-ul ăsta, asta e foarte fain, mai ține o oră, 89, 3500, fraților, deschid 35 de boxuri, chiar s-ar merita. Haideți să mai deschidem cutiile astea. Din două motive, poate am noroc să-mi pici un Star Power, cine știe, dar vrem să-l maxăm pe domnul Tic-Tac, domnul P, îi zic eu Tic-Tac, dar îl cheamă domnul P, că nu mai trebuie mult și putem să-l maxăm și pe el. Probabil că îl puteam maxa fără probleme dacă îl cumpăram înainte să deschid cutiile, dar ok și așa. Mă da bani mai mulți. Deci mai trebuie 250 din ăstea. Nu știu dacă pică din 50 de boxuri, dar vedem. Și putea să mai cumpăr un mega box dacă vreau. Dar nu știu dacă să merită să cumpăr un mega box când ăla îți dă 35 de boxuri. Ok. Dați mai mult la domnul P. Oh. Opa. Supercell, mersi! Gata, boom! Boom, 35 de boxuri o să fac cu asta. Perfect, mersi, Supercell! Domnul, pe cât ai? Că n-am văzut. 350, mai 200. Bă, s-ar putea să fac.
S-ar putea să fac. Ar fi foarte fain să-l maxăm. Deci ar fi foarte fain. Că bani avem. Avem 1600. Deci 1200 nu mai trebuie. Numai când dă câte 4, câte 5. De megabox îți dă câte fain. Poți dea și câte 200. 15. Haide, dați mai mult. Nu mai dați mă câte 4. Dați mă și voi câte 10, 15. 10, așa e bun. Ar fi așa de fain să-l maxăm. Dau aici până-l maxăm. Cât avem? Cât era, bă? Bă, mai trebuie 100. Bă, s-ar putea să-l maxăm. Ești nebun? Tu ești nebun că-l maxăm pe domnul P? Îl maxăm. Îl maxăm pe domnul P? A, 25. Bă, asta e blană, frate. Parsă 92. Îl maxăm, da. Nu cred că... Nu putem... Bine, acum că ne trebuie și star power. Da, dacă îl găsim în shop, îl cumpărăm. La un moment dat. Dacă e fain. Poate pic așa. A, ce tari suntem. Câte mai trebuie că-l maxăm? 534, mai o cutie sau două. L-am maxat, rupeți butonul de goale că l-am maxat pe domnul P. Bine, ce-i drept că mai trebuie star power, dar totuși. Din prima zi când îl cumperi să-l maxezi. Ce star power ăsta, ca să vedem. Domnul P aruncă valiza care este plină cu lucruri și zice că se mișcă. Și explodează, cred, nu știu. Hai să mai facem un joc. Și după aceea deschidem și toate celelalte cutii. Că e cam șmecherie faza. Faza e cam șmecherie cu brawler-ul ăsta. Ce pot să mai joc? Brawl ball. O fi bun și la... A. Ok. Asta jucăm pe ăsta. Hai vedem cum se descurcă la cu mingea. S-ar putea să curge, s-ar putea să nu. Dar oricum îl am la nivelul 9. Deci s-ar putea să dea ca din pod. Bine că nu l-au și pe brawl-ul ăsta. Nu, nu, greșeala mea a fost. Ah, ce priceput sunteți. Pic asta e cam greu la minte. O bibit. Vă dau un sfat cu nouul ăsta brawler. În niciun caz și în niciun caz și în niciun caz să nu stați într-un game. Că vă dă cu valiza. Vede că valiza de verupe. Băi, fain să jucă cu ăsta. Chiar e fain. Și are și o mutră amuzantă. Ai, de mine o să-mi pice 42 de boxuri. Hai să vedem ce ne pică din boxurile astea. Le deschid pe astea. O, stai, că avem 1500 de bănuți și ăla-i maxat. Cine să mai maxez? Iau... Dinamite, MZ, 8-bit, cine să-mi maxez eu? Ăștia care sunt mai slăbuți. Sincer să fiu cu ăsta, nu? Nu, că nu prea-mi place de ăsta. Nu prea-mi place mie de ăsta. Pe tic-ul ăsta. Pe tic-tac-ul, că nu prea m-am jucat cu tic-tac-ul și e cam slab. E cam slab, dar e cam gras. Nivelul 7, așa, fraților, hai să mai deschidem, hai să le deschidem. Ce pică, ce nu pică. Băi, super, selule, nu poți să dai și tu. Acum te doare undeva dacă ai dat și tu puțin star power pe la colțuri. Așa, perfect, nivelul 8. Creștem, hai deschidem și pe ăștia, hai să deschidem. Ce pică, ce nu pică, face niște bănuți aici, niște monede. Că o ducem foarte bine cu brawlerii. În sfârșit, avem și noi toți brawlerii, ceea ce este super tare. Și... mi-a trebuit star power, dar oricum mă bazez pe faptul că mai pică în șurub. Le mai au cu 2000 de bănuți când îi maxez pe toți. Ok. Deschidem cutiile astea. Bă, dar nu mai pică star power din cutii din anul Paște. Haide. Acum să pice din ultima cutie ar fi blană. De unde? Super se zice. Nu, nu pică nimic. Dar mă uit aici la shop. O mai fi crescut puțin. Nu au crescut deloc șansa de star power, da, acolo. Putea să iau skin-uri, dar na. Avem 1400, aș băga într-un brawler, băgăm în tic-tac. Ok, l-am și pe ăsta la nivelul 9 și cât mai avem 200. Cu 200 ce poți să faci? Nu poți să-l crezi pe ăsta. Hai, mai dau la ăsta. Așa. Deci noi mai trebuie 5 brawler să-i așa. Mai avem pe Genie, trebuie niște monede, pe Barley.
Sandy, AMZ și cred că BB, nu? Nu. Și 8-bit. Atâta. Ok, și Star Power din plin. Bun, 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 bun. Hai să mai jucăm unul, tot la Showdown. Nu? Sau? Ce să mai jucăm? Hai să jucăm un Gem Grab. Poți să joc Gem Grab? De obicei, ba uite, poți să joc Gem Grab. Vreau să văd cum se descurcă. Oricum, și am la nivelul 9, deci când dau, dau din pod. Se mișcă cam încet, ce-i drept. Dar și dacă îți prinde una. Uite, știu, o face pe Shelly. Să zic că a mâncat. Ia uite, știu, când îți dă asta un frigider din asta în cap, o valiză din asta în cap, ce mai faci? De unde? Că dacă te prind, te rup. Gata, ești. Încearcă și ei. Hai să le iau eu astea. A, păi batem, derupem. Trebuie să recunosc că îmi place de nou Brawler. Pare, dacă nu o să-i dea un nerf ăștia de la Supercell, o să fie super tare, deoarece dă ca din pod. Acum, ce-i drept, nu am văzut cum se descurcă cu un El Primo sau cu un Bull. Doar dă ăsta ca din pod. Ia uite, ia-și tu. Dă ca din pod. Ce să mai facă ăștia? Ce să mai facă? Oh, eu să iau ăstea. Lasă că le iau eu. Gata, le-am luat-o, că văd că voi nu ne scurcați cu ele. Hai, vină un cace. Băi, fain bro-ul ăsta. Uite, am luat 10. A trebuit normal să mă ascund, dar când aruncă ăsta cu valiză, zici că aruncă cu friciderul, pe cuvântul meu. Bă, brawl ăsta e fain. Cred că se potrivește foarte bine. Cred că o să mă joc cu el la Brawl Ball foarte des. Deoarece când te prinde la grămadă, te rupe. Cred că mai deschid o cutie, ha? Da, noua cutie care se va fi acum o să o păstrez pentru noile cutii pentru nou brawler. Deoarece când o să fie un brawler nou, vreau să-l maxez cum l-am maxat pe ăsta. Așa că dacă vreți să-mi faci episoade cu brawl ăsta, rupeți butonul de cocolai. Scrieți în comentariu ce vreți voi. Eu sunt Felix și ne vedem data viitoare.